Salut și bine ați venit la un nou episod din Cariera cu Viitorul. Vine meciul cu Botoșani, iar Viitorul este pe 5 la 3 puncte în spatele liderului CFR. Un meci destul de greu pe care Viitorul îl va disputa acasă. Haluc n-a mai stat pe gânduri, a băgat titularii, nu mai vrea să piardă absolut nimic, nu mai poate să piardă puncte ca data trecută la Sepsi. Jucătorii par pregătiți, Haluc destul de îngândurat înaintea acestui meci și are nevoie mare de victorie și nu știe dacă a făcut exact alegerile potrivite sau nu. Jucătorii dau mâna, se salută și hai să vedem cum începe acest meci. Dacă Viitorul va începe în forță încă din primul minut sau dacă Botoșani va arăta că este echipa mai bună, mai experimentată, totuși la Viitorul joacă foarte mulți tineri și au timp să crească, dar nu fac diferența de multe ori, mai ales în apărare. Botoșanu atacă aici frumos și pe lângă poartă. Au bătut frumos Boboc. Mai departe, Achim. Pasează frumos la Chițu. Chițu la Rivaldinho. Rivaldinho pasă din nou la Chițu. Chițu către Rivaldinho și acesta cred că a șutat în Achim. Iancu acum. Rivaldinho, Iancu faultat. Achim, să vedem dacă intră în careu. Achim, faul, să vedem dacă e penalti sau nu, dacă a fost în afara careului faul. Nu mi s-a părut penalti, sincer. Kindrich aici cu o intervenție neglijentă, ia galben. Nu cred că a fost ultimul apărător. Ba da. Da, a fost fix la limită și nu știu cum are picioare. Achim, să vedem, bate Iancu. Gol, incredibil ce gol! Ce execuție dă Iancu aici! Cred că a fost la vinclu, bară gol, n-avea absolut ce să facă portarul, e imposibil. Revedem lovitura de grație stângului Iancu, bară gol, n-a fost chiar la vinclu, puțin mai jos. Incredibil ce gol, n-am văzut în cariera mea de comentator așa ceva pe viu niciodată. Execuție de mare clasă și iată Iancu, după ce a dat gol și etapa trecută la Sepsi, înscrie și acum. Scapă frumos aici Chițu pe contraatac. Cascini după el. Să vedem dacă Chițu e destul de rapid. Cascini nu-l lasă, se ține acolo după el. Fuge pentru viață. Întoarce Chițu, călcâi frumos. Achim. Artean, din nou la Achim. Achim, Rivaldinho, încearcă și el un călcâi. Dar e atent Mitrovic. Iancu, să vedem dacă Viitorul mai scrie până la pauză. Rivaldinho. Rivaldinho întoarce, îl găsește pe Achim, Achim pasează mai departe la Chițu. Chițu pentru Achim cu capul peste poartă. Ce ocazie mare ratează Achim aici. Incredibil așa ceva. Din nou, apărarea Botoșanului, mari erori. Mari erori face și aici, a avut noroc. A dat pe lângă minge. Chițu n-a ieșit pasat de noi, iar acum Botoșanul are ocazie mare pe final. Până la urmă revine Ghiță și asta a fost prima repriză. Destul de multe evenimente în această repriză, doar 1-0. Artean, Ciobanu, Rivaldinho, foarte frumos îl găsește pe Achim și acesta șutează peste poartă spre exasperarea lui Haluc. Nu îi vine să creadă ce ratare a putut face Achim aici. Și evident că Casap intră imediat în locul lui Achim. Cu Haluc nu merge, dacă îl superi, poți să ieși oricând și din echipă și din meci. Nu e nimic bătut în cuie la Viitorul. Ciobanu acum, Casap foarte frumos a întors. Casap pe lângă poartă, foarte puțin. Ia lipsii lui Casap să-mi scrie și din nou Haluc turbează. Nu-i vine să creadă de ce nu pot elevii lui să mai înscrie un gol când domină așa meciul. Artean pasă către Iancu. Iancu întoarce la Rivaldinho. Artean, Casap! Gol! Până la urmă e gol, dar avea prin planul din nou fundașul celor la Botoșani. Nu pot să cred că a dat pe lângă mine sau nu știu exact ce a făcut. Trebuie să revăd reluarea ca să mă dumiresc. Și bucuria este de nedescris. Viitorul cred că și asigură cele 3 puncte aici. Da, a dat efectiv pe lângă minge în pământ, nu știu, și Casap a urmărit foarte bine. Destul de grea execuția și cel mai tare gol cred că rămâne al lui Iancu din acest meci, dar și Casap un efort foarte bun. Intră Matei și Pitu în loc de Chițu și Iancu. Până la urmă, Haluc a reușit să facă schimbările. Botoșanu a căzut moral, n-a mai avut ce să facă. Victorie clară, 2-0 pentru băieții lui Haluc. Fanii par mulțumiți, echipa e mulțumită și iată că își revin după ce au pierdut 3 puncte importante la Sepsi etapa trecută.
Antrenamentele dau din nou roade, Munteanu și Pitu evoluează și pun presiune pe titulari, le pot lua locul oricând. Vine meciul cu Astra, Grigore este titularizat de Haluk, era puțin supărat că nu debutase încă, să vedem ce poate în acest meci, meci foarte greu la Astra. Fanii, foarte mulți de partea celor Astra îi susțin, Astra are și ea șanse acolo la titlu, cel puțin la play-off clar. Începe meciul și să vedem care echipă va câștiga sau dacă se va termina egal, cine e mai motivată să câștige, cine e mai bună, practic prima oară când se întâlnesc cele două echipe de când a revenit Haluk la Viitorul. Astra pasează frumos. Takayuki Seto spre Crepulia, nu scapă mingea în afară terenului, Ali Beg acum, Crepulia din nou. Momentan pasează cu calm Astra, dar să vedem oricând poate lovi această echipă foarte periculoasă. Radunovic acolo centrează și de noi respinge. Ciobanu pasă la Iancu. Iancu frumos spre Akim. Akim cu pasa la Ciobanu. Din nou ratare. Incredibil. Au și ghinion băieții lui Haluk. Ratează foarte, foarte mult. Combină bine, dar în careu nu știu ce e cu ei. Nu găsesc drumul spre poartă și spre gol. Haluk începe să le spună: jucați mai simplu. Nu vă grăbiți. Și se enervează, evident. Ciobanu la Akim, Akim spre Rivaldinho și acesta din nou, din întoarcere, s-a grăbit și n-a găsit drumul spre gol. Astra, ultima fază oare, este un prelungir deja, Radunovic urcă foarte mult fundașul stânga, unul dintre cei mai buni fundași din Liga 1, centrează bine și din nou de Neuer își salvează echipa, 0-0 la pauză. Nu au fost foarte multe ocazii, dar o repriză interesantă. Budescu acum centrează spre Crepulia și e gol din nou, că Buz gafează, din nou că Buz a ieșit din poartă. Eu nu-mi explic cum poți să faci de două ori acești greșeală. A vrut să iasă pe centrare, după s-a răzgândit, nu știu ce s-a întâmplat, frumos golul lui Crepulia și what the fuck, n-am văzut în viața mea și ceva. Haluk schimbă portarii, intră Tordai, cred că n-am mai rezistat cu Buz, n-ai cum să greșești două meciuri la rând la fel. Akim pasează spre Rivaldinho. Rivaldinho, centrare bună, Iancu, cât de rău a lovit mingea cu pământul. Incredibilă ratarea capitanului celor de la Viitorul. N-a lovit deloc bine mingea, nu prea avea timp să facă preluare acolo, a fost centrare destul de grea. Și Haluk îl scoate și pe Iancu, intră Matei, incredibil. Câtă aroganță din partea lui Haluk, dar trebuie să învețe jucătorii să fie mai responsabili. Matei pasă la Rivaldinho, Rivaldinho cu Akim, Rivaldinho intră în careu, șutează și e gol, 1-1. Viitorul egalează, să vedem dacă are timp să câștige acest meci. Rivaldinho, celebrarea sa caracteristică, tumbe după tumbe și-și continuă parcursul către golgheterul Ligii 1 și a dorit foarte mult acest titlu, să vedem dacă îl va obține. Din nou, cred că au greșit fundașii celor de Astra. Dima practic n-a ținut pe nimeni, asta s-a uitat la faza asta, n-a ieșit nici la pressing. Ali Beck pasează frumos la Radunovic, ultima fază, din nou Astra e în atac, uite unde a ajuns Simion, cred că a ieșit mingea, dar oricum se termină meciul aici, 1-1, rezultat echitabil, probabil dacă nu greșea că Buz, nici Viitorul nu forța egalarea și s-ar termina 0-0, așa am văzut și noi două goluri. E clar că rezultatul nu mulțumește pe niciuna dintre echipe, jucătorii par dezamăgiți de ambele tabere, dar, cum v-am spus, părerea mea e că e un rezultat echitabil la ce s-a jucat azi. Revedem și clasamentul, CFR 21 de puncte, Viitorul 13. După ultimele două etape s-a distanțat CFR-ul clar și vine meciul cu Voluntari. Haluk a făcut practic o echipă de rezerve, cei care nu prindeau titularii, nu prindeau loc de titular, au ajuns să joace și trebuie să-l impresionează pe Haluk dacă vor să aibă șanse la titularizare mai des decât ce au prins până acum. În mare parte din nou copii, a plouă la Ovidiu, Haluk și-a luat geaca, era imposibil să mai fie în tricou dacă vrea să fie pe bancă și în iarnă, că altfel ar fi răcit. Se vede că a venit toamna în România și Viitorul începe meciul. Ejuma, un tânăr cu potențial, cred că are 23 de ani sau 25 dacă nu mă înșel. Dar modest au început, au pierdut destul de repede mingea. Voluntariu are foarte mulți jucători împrumutați și cu experiență. Să vedem dacă se va vedea asta sau tinerețea și prostățimea. Aici o fază cu Ganea și respinge. Nu știu dacă este Cojocaru în poartă care e împrumutat de la Viitorul. Din nu s-a terminat faza, Pitu cu șutul. Total aiurea, nu i-a venit bine mingea.
Spuneam că vom vedea acest duel între experiență și tineret sau cine va câștiga. Casap aici cu șutul, dacă se va impune experiența celor la voluntari sau tinerețea celor la viitorul. Final de repriză, voluntari recuperează aici frumos, pasă la Laiduni, din nou greșeală în apărare. Cred că e Iacob acolo, Iacob sau Naden, unul dintre ei. Nu l-a ținut deloc pe atacantul celor de la voluntari. Nemarcat reușește să înscrie. Nici Torrei n-a făcut mare lucru. Simonovski. Și 1-0 pentru voluntari la pauză. N-au ce să mai facă. S-a terminat și prima repriză. Puțin dezamăgiți fanii, dar trebuie să le dea încredere celor de la Academie, practic. Și din nou Simonovski foarte ușor înscrie. Spuneam că au nevoie de astfel de meciuri acești copii ca să capete încredere, dar totuși apărarea a fost mai experimentată, putea să descurce mai bine. Ultima fază, poate ultima șansă pentru viitorul, Matei. Trece acolo de Gheorghe. Și ce centrare! Ce gol frumos înscrie Ganea. Combinase Matei cu Luis Munteanu, dar acesta nu și-a asumat responsabilitatea să continue faza. A pasat din nou la Matei, care a găsit această centrare și din nou, nemarcat, Ganea înscrie. Dar cred că a venit prea târziu acest gol. Nu cred că mai pot ajuta cu nimic. Nici măcar la un egal nu mai pot spera. Pentru că nu mai e timp, dar oricum. Șutul din prima a fost foarte frumos. Ganea din nou punctează când joacă, dar din nou viitorul nu câștigă când joacă Ganea. Interesant. Și cred că acesta a fost meciul. Da, acesta a fost și episodul 3 meciuri. Dacă mai vreți 3 meciuri, like și comentarii, susține seria. Eu am fost Aluc. Vă mulțumesc în continuare pentru tot și ne vedem data viitoare la un nou episod interesant. Că urmează meciuri din ce în ce mai bune, asta vă pot garanta. Dar hai să facem măcar 200 de like-uri la acest episod. Aș fi foarte mulțumit. La revedere!